Forsyth Saga de John Galsworthy. Dând de verișoara ei, Francie îi zise: uită-te la el! Și ridică bărbia spre Sams. Bărbatul ăsta e blestemat. Ce vrei să spui? Zise Francie. Cum blestemat? John nu-i răspunse la întrebare. Nu aștept până când pleacă tinerii, rosti. La revedere! La revedere! Zise Francie, holbând ochii ei de un cenușiu celtic. Dușmania de odinioară, într-adevăr, era chiar romantic. Sams, apropiindu-se de scară, o văzu pe June plecând și răsuflă ușurat. Dar de ce nu venea Flor? O să scape trenul. Trenul acesta o ducea departe de el și totuși avea emoții la gândul că l-ar putea scăpa. Apoi apăru Flor, coborând în goană scările, îmbrăcată într-o rochie roșcată, cu o pălărie neagră de catifea, trecu pe lângă el și intră în salon. Văzu cum o sărută pe mama ei, pe mătușa ei, pe soția lui Val, pe Imogen, apoi ieși sprintenă și frumoasă ca întotdeauna. Oare ce atitudine va lua față de el în aceste clipe, ultimele din copilăria ei? Nu se putea aștepta la prea mult. Buzele ei îi apăsară obrazul. Tăticule, îi zise și plecă. Tăticule. Erau ani de zile de când nu-i mai spusese așa. Răsuflând adânc, coborâ încet în urma ei. Tinerii treceau prin ploaia de confete, serpentine de hârtie și toate celelalte prostii ce se obișnuiesc în asemenea împrejurări. Dar lui Sams i-ar fi plăcut să-i prindă zâmbetul, să vadă dacă se uită pe fereastra automobilului, cu toate că n-ar fi de mirare dacă nu bagă de seamă să lovească în ochi un pumn de confete. Glasul tânărului Mont îi izbi urechea. La revedere, domnule, și vă mulțumesc. Sunt nespus de fericit. La revedere, zise el. Vezi să nu pierdeți trenul. Se opri pe treapta a patra, de unde putea privi peste capetele celorlalți, pălării și capete nesuferite. Flor și Mont erau în automobil, mulțimea gălăgioasă în jurul lor, azvârlind potop de confete. Inima lui Sams fu cuprinsă de un val de emoție. Nu-și dădea seama de ce. Nu știa de ce. Capitolul 11. Ultimul dintre bătrânii Forsyth. Când s-au dus să-l îmbrace pentru înmormântare pe ultimul individualist pur, singurul om care nu auzise despre războiul mondial, acel simbol uimitor, Timothy Forsyth, găsiră un trup încă bine ținut. Nici moartea nu-i putu semina înfățișarea lui viguroasă. Pentru Smither și bucătăreasă, aceste pregătiri reprezentau mărturia unui fapt în care n-au crezut niciodată. Sfârșitul bătrânilor Forsyth pe pământ. Sărmanul domn Timothy acum trebuie să ia în mână o harfă pentru a cânta împreună cu domnișoara Forsyth, doamna Julia și cu domnișoara Hester. Cu domnul Jolyon, domnul Susan, domnul James, domnul Roger și domnul Nicholas. Nu se știe dacă și doamna Heyman va fi acolo, căci ea fusese incinerată. Bucătărea sa, fără să se destăinuiască cuiva, era convinsă că domnul Timothy va fi furios, niciodată n-a putut suferi flașnetarii. De câte ori nu-i spusese, dracu să-l ia, iar a venit. Smither, ar fi bine să cobori în stradă. Vezi ce poți face cu el. Dar i-ar fi ascultat cu mare plăcere cântecele flașnetei, dacă n-ar fi știut că peste un minut suna clopoțelul și domnul Timothy zicea: uite aici o jumătate de penny, dă-i-l și spune-i să plece mai departe. Adesea au fost silite să pună și din banii lor câte ceva, căci flașnetarul nu voia să plece. Timothy a subevaluat întotdeauna valoarea emoțiilor. Din fericire, în anii din urmă, cântecul flașnetei îi se părea un zumzet de albine și astfel cele două femei s-au bucurat din plin de melodiile ei. Dar să cânte la harfă, bucătărea sa era cam îngrijorată. Era o schimbare, iar domnului Timothy nu i-au plăcut niciodată schimbările. Dar despre acestea nu-i spusese nimic lui Smither, care avea păreri personale despre cer și câteodată o scotea din fire cu teoriile ei.
În timp ce l-așezară în coșciug, bucătărea s-a plânse cu glas tare, dar după aceea băură cu toții șerii din sticla pregătită pentru Crăciun, căci anul acesta nu mai aveau nevoie de ea. Ah, Doamne! De 45 de ani servea în casa aceasta, iar Smither de 43 de ani. Iar acum se vor muta amândouă într-o căsuță din Tooting, unde vor trăi din economiile lor și din moștenirea pe care le-o lăsase buna domnișoară Hester, căci, după un trecut glorios ca al lor, nu puteau intra într-un alt serviciu. Nu. Dar le-ar face plăcere să se întâlnească din când în când cu domnul Sams, cu doamna Darty, cu domnișoara Franci și domnișoara Eufemia. Și chiar dacă își vor plăti birja din banii lor, Smither și bucătărea sa simțeau că trebuie să meargă la înmormântare. Vreme de 6 ani, domnul Timothy fusese copilul lor, din zi în zi mai copil, până când, în cele din urmă, devenise prea copil pentru a mai putea trăi. În așteptarea înmormântării, au făcut amândouă curățenie, au șters praful peste tot, au prins unicul șoarece din casă și au strivit ultimii gândaci pentru a lăsa casa curată, discutând ce anume să cumpere de la licitație. Cutia de lucru a domnișoarei Ann, albumul cu alge marine presate ale domnișoarei Julie, adică ale doamnei Julia, paravanul din fața căminului brodat de mâna domnișoarei Hester și părul domnului Timothy, mici bucle blonde prinse într-o ramă neagră. Oh, neapărat trebuie să le cumpere, dar prețurile se urcaseră atât de mult. Lui Sams îi reveni sarcina de a face invitațiile pentru o înmormântare. Gredman le scrise la birou, numai rudelor de sânge, cu mențiunea că nu se vor aduce flori. S-au comandat 6 trăsuri. După înmormântare, se va citi testamentul în casă. Sams sosi la ora 11 pentru a vedea dacă totul e în ordine. La 11:15 veni bătrânul Gredman cu mănuși negre de doliu și crep negru la cilindru. Stăteau amândoi în mijlocul salonului așteptând. La ora 11:30 trăsurile sosiră în fața casei formând un șir lung. Dar nimeni nu venea. Gredman zise: "Mă mir, domnule Sams, căci eu singur am dus invitațiile la poștă." "Nu știu ce să zic," îi răspunse. "Pierduse legătura cu familia." Pe vremuri, Sams observase adeseori că familia lui era mai unită cu morții decât cu cei vii. Iar acum, după ce veniseră cu toții la nunta lui Fleur, niciunul nu apărea la înmormântarea lui Timothy. Faptul părea să dovedească o schimbare profundă. Firește, aici ar putea fi și un alt motiv, căci Sams însuși simțea că dacă n-ar cunoaște cuprinsul testamentului lui Timothy, n-ar fi venit nici el din discreție. Timothy lăsase în urma lui o mulțime de bani pe care, propriu zis, nu-i moștenea nimeni. Ceilalți membri ai familiei n-au venit pentru a nu avea aerul că așteaptă vreo moștenire. La ora 12, cortegiul plecă. Timothy singur în dricul cu geamuri de sticlă. Apoi Sams singur, apoi Gredman, tot singur, apoi bucătărea sa împreună cu Smither. Porniră la pas, dar în curând ajunseră să meargă în trap, sub un cer senin. La intrarea în cimitirul Highgate, zăboviră puțin. În capelă se oficia altă ceremonie funebră. Sams ar fi preferat să stea afară la soare. Nu credea nicio vorbă din această ceremonie, însă era o formă de asigurare și nu era prudent să o treci cu vederea, poate că totuși avea vreo valoare. Porniră pe jos 2 câte 2, el și Gredman, bucătărea sa și Smither, spre cavoul familiei. Cortegiul nu era prea distins pentru funeraliile ultimului Forsyth din generația bătrână. Întorcându-se în Bayswater Road, Sams îl luă pe Gredman cu el în trăsură, căci în clipele acelea simțea oarecare duioșie pentru bătrânul funcționar. Îi pregătise o surpriză bine meritată. Servise doar familia Forsyth vreme de 54 de ani, iar darul era în întregime opera lui Sams. Cât de bine ținea el minte cum îi spusese lui Timothy a doua zi după înmormântarea mătușii Hester: "Uite ce este, unchiule Timothy.
Îl avem pe Gredman. El s-a zbuciumat mult pentru treburile familiei. Nu crezi că ar fi bine să-i lași un legat de 5.000 de lire sterline?" A fost surprins, știind cât de greu este să-l convingi pe Timothy să lase cuiva ceva, când îl văzu dând aprobator din cap. Iar acum bătrânul Gredman se bucura ca și Punch, căci doamna Gredman suferea de inimă, iar fiul lor își pierduse un picior în război. Sams era și el foarte încântat că-i dăduse 5.000 de lire sterline din banii lui Timothy. Se așezară amândoi în micul salon cu pereții vopsiți în albastru deschis, cu desene aurii, de parcă era cerul înstelat, cu ramele tablourilor strălucind aproape nenatural, cu mobilele curățite de orice firicel de praf, pentru a citi această capodoperă unică, Testamentul lui Timothy. Sams, cu spatele la lumină în fotoliul mătușii Hester, ședea în fața lui Gredman, care se așezase cu fața spre lumină, pe divanul mătușii Ann. Și, punând picior peste picior, Sams începu. Acestea sunt ultimele dorințe și testamentul meu. Eu, Timothy Forsyth, domiciliat în The Bower, Bayswater Road, Londra, numesc pe nepotul meu Sams Forsyth, domiciliat la Maple Durham, în The Shelter, și pe Thomas Gredman, domiciliat în Londra, Folly Road, Highgate, numărul 159, numiți în cele ce urmează fideicomișii mei, drept fideicomiși și executori ai acestui testament al meu. Sus numitului Sams Forsyth îi las suma de 1.000 lire sterline, liberă de orice taxă sau impozit, iar sus numitului Thomas Gredman îi las suma de 5.000 lire sterline, de asemenea liberă de orice taxe sau impozite. Sams se opri. Bătrânul Gredman se aplecă înainte, strângându-și cu mâinile lui grase genunchii masivi, înveșmântați în negru. Rămase cu gura căscată și se vedeau strălucitori, trei dinți îmbrăcați în aur. Clipi din ochi și două lacrimi se răstogoliră încetişor pe obraj. Sams continuă mai iute. Tot restul averii mele mobile sau imobile îl încredințez fidei comișilor mei pentru a-l administra și fructifica conform dorințelor mele. Vor plăti toate datoriile mele, cheltuielile de înmormântare, precum și toate taxele și impozitele aferente acestui testament al meu, iar ceea ce rămâne disponibil după efectuarea acestor plăți se va administra și fructifica în favoarea acelui descendent de sex bărbătesc, în linie directă din tatăl meu Julian Forsyth, căsătorit cu Anne Pierce, care, după moartea tuturor descendenților direcți de sex masculin sau feminin, născuți din susnumita căsătorie a susnumitului meu tată, aflați în viață în momentul morții mele, va atinge ultimul vârsta de 21 de ani. Dorința mea expresă este ca, în limitele legilor Angliei, averea mea să fie administrată și fructificată spre folosul susmenționatului descendent de sex bărbătesc, în linie directă. Sams citi clauzele de investiție și atestare și, după ce isprăvi, se uită la Gredman. Bătrânul își ștergea fruntea cu o batistă mare, ale cărei culori vii aduseră o nuanță sărbătorească în atmosfera aceea funebră. Pe cuvântul meu, domnule Sams," zise el, dar se vedea cât de colo că juristul din el biruise pe om. Pe cuvântul meu, acum avem în familie doi sugaci și câțiva copilași. Dacă vreunul din ei va trăi 80 de ani, ceea ce nu e o vârstă prea înaintată, și mai adăugăm și cei 21 de ani, face în total 100 de ani. Iar averea domnului Timothy face astăzi ca nimic 150.000 de lire sterline, net. Cu dobânzile și dobânzile dobânzilor de 5%, în 14 ani, suma inițială se dublează. Deci, peste 14 ani, averea va fi de 300.000 de lire sterline. Peste 28 de ani, va fi de 600.000. 1.200.000 de lire peste 42 de ani. 2.400.000 peste 56 de ani, 4.800.000 peste 70 de ani, 9.600.000 peste 84 de ani, adică peste 100 de ani,
averea aceasta va face 20 de milioane de lire sterline, iar noi nu vom mai fi în viață să o administrăm. Așa testament zic și eu." Sams spuse pe un ton sec. Multe se mai pot întâmpla. S-ar putea să ia statul tot. În ziua de azi te poți aștepta la orice." Cu 5%," mărâi Gredman ca pentru sine. Uitasem că domnul Timothy avea rente de stat. Nu luăm mai mult de 2,5% dacă ținem seama de impozitul pe venituri. Deci, ca să nu exagerăm, hai să zicem că averea se ridică la 8 milioane de lire sterline." Și așa e o sumă frumușică." Sams se ridică și îi înmână testamentul. Dumneata te duci în City. Ți-l încredințez și te rog, fă cele cuvenite. Fă publicațiile în ziare, cu toate că nu există datorii. Când are loc licitația?" De marți într-o săptămână," zise Gredman. O viață de om sau chiar mai multe și încă 21 de ani. E vreme lungă. Totuși, mă bucur că averea rămâne în familie." Licitația nu se ținu la Jobson, deoarece obiectele erau prea caracteristice epocii victoriene. Dar, de data aceasta, publicul era mult mai numeros decât la înmormântare. Bucătăreasa și Smither lipseau, căci Sams, pe contul lui, le dăruise tot ce-și doriseră. Erau de față Winfred, Eufemia, Francie și Eustas, care venise cu automobilul său. Miniaturile și tablourile din școala de la Barbizon și desenele semnate G.R. le cumpără Sams. Într-o cameră lăturalnică s-au strâns toate obiectele care nu aveau valoare comercială și din care membrii familiei puteau să-și ia câte ceva spre amintire. Acestea au fost singurele restricții la licitația care a decurs într-o liniște aproape tragică. Nici o mobilă, nici un tablou și nici un porțelan nu corespundeau gustului modern. Păsările colibri nu zburaseră de mai bine de 60 de ani, așa că atunci când fură atinse, se descompuseră în bucăți, cum frunzele moarte se deslipesc toamna de crengi. Cu durere în suflet, Sams privea cum negustorii din hala de vechituri și gospodinele din Falham cumpără pe nimica toate fotoliile pe care șezuseră mătușile lui. Micul pian, la care, la drept vorbind, nu cântaseră niciodată. Cărțile ale căror coperte le priviseră ele de atâtea ori. Porțelanurile pe care le șterseseră de praf. Perdelele pe care le dăduseră la o parte sau le strânseseră la loc zi de zi. Covorul din fața căminului, la care își încălziseră picioarele, și mai ales păturile în care dormiseră și sub care închiseseră ochii pe veci. Dar ce putea face el? Să le fi cumpărat pentru a le strânge într-o magazie? Nu. Lucrurile lor trebuie să urmeze calea fiecărui trup omenesc și a fiecărei mobile, să fie folosite până la distrugere. Dar când începură a licita divanul mătușii Ann și bătură de 3 ori cu ciocanelul în el, începând cu 30 de șilingi, Sams strigă brusc. 5 lire sterline. Publicul rămase uluit, iar divanul îi fu adjudecat. După ce mica licitație din hala care mirosea a mucegai se sfârși și cenușa epocii victoriene fu risipită, Sams ieși în soarele de octombrie, care, strălucind prin ceață, îi dădu senzația că viața tihnită se sfârșise pentru totdeauna și că, într-adevăr, tăblița pe care stătea scris de închiriat era o realitate. La orizont se arătau revoluții. Flor era în Spania, iar în Anet nu găsea nicio mângâiere. Și casa lui Timothy din Bayswater Road era pustie. Enervat și deznădăjduit, se duse spre Gaupner Gallery, unde erau expuse acoarelele lui Jolyon. Poate că, privindu-le cu disprețul cuvenit, va găsi o slabă satisfacție. Noutățile porniseră de la June la soția lui Val, de la ea la Val, de la Val la mama lui și de la ea ajunseseră la Sams. Casa aceea, casa fatală de la Robin Hill, era de vânzare, iar Iron pleca la fiul ei în Columbia Britanică sau în cine știe ce alt loc. Pentru o clipă îi reveni în minte o idee năstrușnică. De ce n-aș răscumpăra-o eu? Doar fusese clădită pentru mine. Dar o alungă curând. Ar fi fost un triumf prea jalnic,
cu prea multe amintiri umilitoare pentru el și Flor. După cele petrecute, ea n-ar fi acceptat niciodată să locuiască în casa aceea. Nu. Lasă-o să intre pe mâna vreunui nobil sau a vreunui îmbogățit de război. Casa aceea a fost de la început un măr al discordiei, carapacea dușmăniei lor, iar acum, dacă femeia aceea pleacă din ea, carapacea rămâne goală. De vânzare sau de închiriat? În mintea lui a părut deslușit această tăbliță agățată sus peste iedera care acoperea zidul clădit de el. Trecu prin primele două săli de expoziție. Într-adevăr, erau multe lucrări. Iar acum, după ce autorul lor murise, nici nu îi se mai păreau atât de proaste. Tablourile erau chiar bunicele, aveau atmosferă, oarecare personalitate în ceea ce privea tehnica. Tatăl lui și tatăl meu, el și cu mine, copilul lui și copila mea, cugetă Sams. Conflictul n-a încetat. Și totul pentru femeia aceea. Evenimentele din săptămâna trecută îi muiaseră puțin inima. Frumusețea melancolică a acestei zile de toamnă îl impresionase și, depășind posibilitățile de înțelegere ale unui foresight pur, Sams se apropiase mai mult ca oricând în viață de înțelegerea adevărului că frumusețea în esența ei e spirituală și că nu ți-o poți însuși decât dacă o adori în desăvârșita ta dăruire. Poate că prin adorația lui pentru Flor se apropiase de acest adevăr și poate că abia acum înțelesese pentru ce viața nu le răsplătise. Și acolo, înconjurat de tablourile vărului său, care ajunsese la ceea ce el nu putuse ajunge, se gândi la el și la ea cu o îngăduință care îl surprinse. Dar nu cumpără niciun tablou. Când se apropie de ieșire, o văzu pe Iron intrând. Nu fu tocmai surprins, căci de când pornise spre expoziție, se gândise la această eventuală întâlnire. Deci ea nu plecase încă din Anglia, venise să și-a rămas bun de la opera bărbatului ei. Stăpânindu-și mica zvâgnire involuntară din subconștientul său, reacția mecanică a simțurilor lui față de farmecul acestei femei care fusese odată a lui, Sams trecu fără să se uite la ea. Dar după ce trecu de ea, nu se mai putu stăpâni și, întorcând capul, privi în urma ei. Aceasta i-a fost soarta. Căldura și încordarea vieții lui, nebunia și dorul care i-ar seseră ființa, ca și singura înfrângere pe care o cunoscuse, vor dispărea toate după ce nu va mai vedea. Chiar și aceste amintiri dureroase au o valoare pentru cel care le-a trăit. Iron întoarse și ea capul. Brusc, ridică mâna înmănușată, buzele ei zâmbiră ușor și ochii ei negri parcă îi vorbiră. Acum era rândul lui Sams să nu răspundă la acest zâmbet și nici la semnul de bun rămas pe care i-l făcu din mână. Tremurând din cap până în picioare, ieși în strada elegantă. Înțelesese ce voise să-i spună. Acum plec pentru totdeauna din preajma ta și a familiei tale. Iartă-mă, îți doresc numai bine. Acesta era sensul gestului ei, ultima manifestare a acelei cumplite realități, încălcarea moralității, a datoriei, a bunului simț, aversiunea ei față de cel care i-a posedat trupul, dar nu s-a putut apropia niciodată de mintea sau inima ei. Îl durea, da, chiar mai mult decât dacă Iron nu și-ar fi lepădat masca de pe obraz și n-ar fi ridicat mâna în semn de bun rămas. Peste trei zile, într-o ruginie zi de octombrie, Sams luă un taxi până la cimitirul Highgate și, trecând prin pădurea cu pom de marmură albă, urcă până la cavoul familiei Forsyth. Se opri lângă un cedru înconjurat de catacombe și columbarii, printre care pomul acesta mare, urât și izolat, părea simbolul întrecerii între oameni. Își aduse aminte de discuția lui cu Susan, care ceruse să se așeze la intrarea în cavou fazanul, emblema lui. Propunerea fusese respinsă, iar deasupra intrării se pusese o cunună sculptată în piatră, unde fusese înscrise cu litere mari următoarele: Cavoul familial al lui Jolyon Forsyth, 1850. Totul era în ordine. Urmele recentei înmormântări nu se mai vedeau, iar marmura cenușie strălucea sobră și odihnitoare sub razele soarelui.
Întreaga familie se odihnea aici, în afară de soția bătrânului Jolyon, care, conform contractului de căsătorie, fusese înmormântată în cavoul familiei ei, la Suffolk. Bătrânul Jolyon își dormea somnul de veci la Robin Hill. Susan Heyman fusese incinerată și nimeni nu știa pe unde erau rămășițele ei. Sams privi cavoul cu satisfacție. Masiv, bine construit, n-avea nevoie de reparații și acesta era un lucru foarte important, căci știa prea bine că, după moartea lui, nimeni nu se va ocupa de el. De altfel, el însuși trebuia să-și pregătească mormântul. S-ar putea să mai trăiască și 20 de ani, totuși omul nu știe niciodată când îi bate ceasul. 20 de ani de viață, fără mătuși și fără unchi, lângă o soție despre care e mai bine să nu știi ce face și cu o fată plecată de acasă. Dispoziția lui tindea spre melancolie și introspecțiune. Se zice că acest cimitir era plin de oameni care purtau nume celebre și fuseseră înmormântați cu un fast deosebit. Aveau o perspectivă frumoasă. De aici, de pe deal, se vedea toată Londra. Anetei dăduse odată să citească o nuvelă scrisă de francezul acela Maupassant. O poveste foarte lugubră, în care toate scheletele ieșiră din morminte într-o noapte, ca apoi toate inscripțiile pioase să se șteargă de pe monumente, iar în locul lor să apară scrise păcatele fiecăruia dintre ei. Dar povestea nu era adevărată. Pe francezi nu-i prea cunoștea, iar englezii, în afară de faptul că aveau dinții urâți și erau cu toții lipsiți de gust, ceea ce era un mare defect, nu aveau păcate grele. Cavoul familial al lui Jolyon Forsyte, 1850. De atunci, mulți oameni fuseseră înmormântați aici. Multe vieți de englezi se prefăcuseră în praf și scrum. Pe sub nori aurii trecu un avion și băzăitul motorului îl făcu să ridice privirea. Cât progres se realizase în lume! Dar oamenii tot în cimitir ajung și nu rămâne din ei decât un nume și o dată înscrisă pe mormânt. Apoi, cu ciudată mândrie, gândi că el și familia lui contribuiseră puțin la acest progres sălbatic. Ei au fost oameni zdraveni, burghezi sănătoși, care au muncit cu demnitate pentru a câștiga bani și a strânge avere. Într-adevăr, superior Dosset a clădit case într-o perioadă grea. Jolyon Forsyte a pictat într-o epocă plină de îndoieli. Dar, după cât își aduce el aminte, niciun membru al familiei lui nu și-a mânjit mâinile lucrând ceva. Poate Val D'Arty cu crescătoria lui de cai. Ei au fost mai ales colecționari, jurisconsulți, avocați pledanți, negustori, editori, contabili, directori, agenți de vânzări, chiar și soldați. Totuși, țara a progresat, s-a extins chiar și fără contribuția lor efectivă. Membrii familiei lui au încercat să împiedice acest progres, l-au controlat și s-au apărat trăgând cât mai multe foloase și, dacă ne gândim la superior Dosset și la felul în care a pornit în viață fără nicio avere și privim pe descendenții lui în linie directă, care, după cum spune bătrânul Gredman, au la un loc o avere de 1 milion sau chiar 1,5 milioane, nu-i chiar atât de rău. Totuși, Sams avea uneori impresia că epoca de glorie a familiei Forsyte a apus, că instinctul lor de proprietate se stinge încetul cu încetul. Membrii ei din a patra generație parcă nici nu știau să facă bani. Ei se ocupau cu arta, literatura, agricultura sau intrau în armată. Dar aproape toți trăiau consumând averea moștenită. Nu aveau elan și nici dârzenie. Dacă nu vor băga de seamă, neamul lor se va stinge. Sams se întoarse cu spatele la cavou, cu fața spre adierea vântului. Aerul era foarte curat aici pe deal, dar nu putea scăpa de senzația morții care intrase în ființă. Neliniștit, privi crucile de marmură, urnele, îngerii de pe morminte, florile de siminoc, florile proaspete sau veștejite și, deodată, observă un loc izolat, care nu semăna cu restul cimitirului. Atunci merse câțiva pași pentru a-l privi îndeaproape. Un colț sobru cu o cruce masivă de granit cenușiu
necizelat, de o formă neobișnuită, înconjurată de patru pomi de tisă. Locul acesta nu era înghesuit printre celelalte morminte, în spate avea o mică grădiniță împrejmuită cu un gard de merișori, iar în față un mesteacăn cu frunze aurii. Sams, cu simțul lui estetic, găsi aici o oază în deșertul mormintelor convenționale și se așeză pe bancă în bătaia soarelui. Printre frunzele de aur tremurătoare ale mesteacănului, privirile lui rătăciră asupra Londrei, iar sufletul și mintea îi fură năpădite de valurile amintirilor. Se gândi la Iron în casa din Montpellier Square, când părul ei de aur ruginiu și umerii ei albi erau ai lui. Iron, iubirea și patima vieții lui, pe care n-a putut-o păstra în proprietatea lui. Văzu trupul lui Bosnei întins pe jos în morga spitalului, între patru pereți albi. Pe Iron, așezată pe canapeaua din salon, cu ochii negri mari deschiși, privind în gol ca o pasăre care își dă sufletul. Apoi o revăzu în Bois de Boulogne, lângă mica statuie reprezentând pe Niobe, din marmură verde, când îl respinsese din nou. Gândurile îl duseră lângă Tamisa, în zorii acelei zile de noiembrie, când se năștea Flor, își aduse aminte de frunzele moarte ce pluteau deasupra apei verzi și de bălăriile cu cap de șarpe ce se mlădiau neîncetat, sinuase, oarbe, supuse valurilor. Apoi îi veni în minte camera cu fereastra deschisă spre Hyde Park, în noaptea rece cu cerul înstelat, când tatăl său mort zăcea întins pe pat. Închipuirea lui zbură la tabloul cu titlul Orașul viitorului, la prima întâlnire a lui Flor cu băiatul acela, la fâșia de fum albastru de la țigara lui Prosper Profond și la Flor arătând spre el când dădea târcoale. Îi apăru chipul lui Iron șezând în tribuna de la Lord alături de Jolyon, care acum nu mai era. Chipul ei și al băiatului ei la Robin Hill. Apoi divanul din salon cu Flor ghemuită într-un colț, buzele ei lipite de obrazul lui și, tăticule, în chip de rămas bun. Brusc, revăzu mănușa grei de pe mâna lui Iron, făcându-i ultimul semn de despărțire. Șezu multă vreme acolo, visând la cariera lui, fidelă instinctului său de proprietate, iar acum găsea bucurie chiar și în înfrângerile suferite. De închiriat, se sfârșise epoca neamului Forsyth și concepția lui de viață, când bărbatul era stăpân pe sufletul lui, pe investițiile și pe femeia lui, fără piedică și fără discuție. Iar acum, statul a pus mâna sau va pune mâna pe investițiile sale. Femeia lui nu mai are stăpân și numai Dumnezeu știe dacă sufletul era al lui. De închiriat. Acest crez sănătos e simplu. Apele schimbărilor s-au revărsat, purtând pe spumele valurilor făgăduieli de forme noi de viață, dar numai după ce torentele vor fi distrus multe în calea lor. Șezând acolo, Sams simțea subconștient valurile frământărilor sociale, dar conștient, gândurile erau îndreptate spre trecut. Parcă era un călăreț galopând sălbatic în noapte cu fața întoarsă spre spatele calului său. Apele rupseseră zăgazurile epocii victoriene și se rostogoleau peste proprietate, obiceiuri și morală, peste melodii și formele vechi ale artei. Apele acestea îi aduseră în gură un gust sărat, ca de sânge proaspăt. Valurile udau talpa dealului Highgate, unde zăcea îngropat crezul victorianismului. Și șezând acolo sus, în locul cel mai izolat al cimitirului, Sams, întruchiparea averii bine investite, nu voia să audă urletele valurilor. Credea că se vor potoli după ce își vor dezlănțui din plin furia de posedării și distrugerii. După ce realizările și averile celor avuți vor fi destul de fărâmițate și risipite, apele se vor retrage și vor seca, forme noi de viață vor apărea, întemeiate pe un instinct mai străvechi decât furia schimbării, instinctul căminului. Jomann Fisch, zicea Prosper Profond. Sams nu spunea Jomann Fisch. Asta era o expresie franțuzească, iar omul acesta era un ghimpe în inima lui. Dar în profunzimea sufletului său știa că schimbarea nu era decât intervalul morții între două forme de viață,
o distrugere necesară pentru a face loc unei forme proaspete de proprietate. Ce importanță avea că tăblița era agățată și bunăstarea era de închiriat? Într-o bună zi, se va găsi cineva să o refacă. Numai un singur gând îl tulbura cu adevărat în timp ce ședea acolo. Melancolia care îi mistuia inima, căci razele soarelui pline de vrajă se așternuseră peste fața lui, peste nori și învăluiseră frunzele de aur ale mesteacănului, iar foșnetul vântului era atât de dulce, frunzele pomului de tisă erau atât de verzi, iar pe cerul întunecat apăruse o seceră palidă, luna. Degeaba dorise, degeaba se străduise. Frumusețea și iubirea în lumea aceasta nu le dobândise niciodată. Ați ascultat romanul Forsyth Saga de John Galsworthy. A citit Sofica Scarlat.